Prezent la ceremonia de constituire a Consiliului Județean Vâlcea, Ion Vlădulescu, primarul din Budești, ne-a împărtășit câteva impresii, dar și planurile de viitor pentru localitatea pe care o conduce de 8 ani. Începem un nou mandat, atât noi la primăria Budești, cât și la toate primările din Județul Vâlcea. Astăzi am fost invitat la ședința de constituire a Consiliului Județean, o ședință normală, conform legii, și nu doresc decât în continuare Consiliului Județean, domnului președinte al Consiliului Județean, multă sănătate, realizări și să facem lucruri bune pentru Județul Vâlcea. La nivelul localității Budești, constituirea Consiliului Local și depunerea jurământului va fi în data de 28 la ora 10. Consiliul Local al Comunei Budești va fi structurat din 10 consilieri PNL, 3 consilieri PSD, 1 consilier AUR și 1 USR. Susținut de noul Consiliu Local Budești, primarul Ion Vlădulescu va continua proiectele aflate în derulare, dar va depune și noi proiecte, toate având drept scop dezvoltarea Comunei Budești. Dorim dezvoltarea localității Budești în continuare, așa cum am obișnuit cetățenii noștri. Acest lucru se va întâmpla. Avem foarte multe proiecte în derulare, altele în proceduri de licitație, foarte multe dintre ele pe fonduri europene, un lucru extraordinar de bun. Sper să deschidă alte axe de finanțare în continuare pentru dezvoltarea localităților. Vom depune proiecte pe fonduri europene pentru toate proiectele în care noi ne vom încadra, în așa fel încât să obținem cât mai multe finanțări în vederea dezvoltării localității Budești, și sper și cu siguranță se va întâmpla acest lucru, pentru că vorbim de proiecte cu valori foarte, foarte mari, pe care bugetul local nu și-l poate permite. Luni, 28 noiembrie, va avea loc ședința de constituire a noului Consiliu Local al Comunei Budești, care va fi format din 15 consilieri.